ce sunt zerg și ar fi pluralul de la ce numesc eu zerg. E un cuvânt inventat, o structură personală, abstractă, de codificare a realității. Zerg și-ar simboliza o, pur și simplu o limită, un prag. E o multiplicare de sine, până la urmă, și sunt dezmembrări ale figurii umane. Proiectul se numește Intriga și e acum proiectul meu de master, care are ca temă autoreferențialitatea ca reprezentarea procesului de creație. Zerg-și sunt umpluți cu toate resturile, menajere, obiectele nedorite, obiectele rămase din bunici, străbunici, absolut tot ce în mod normal ar fi aruncat la gunoi. Deci tot parcursul mnemonic de 2 ani încoace. Practic, în expoziție nu sunt prezenți și zerg-și. Ei pot fi văzuți numai în fotografii, inclusiv în raport cu picturile. Ce m-a interesat a fost noțiunea de imitație, de iluzie. Am făcut cumva o investigație pentru a o putea părăsi pe viitor. Finisajul va avea loc vineri, între orele 18 și 22. Și va fi o proiecție a performance-ului în care eu car acești zerg. Și e o promenadă între natură și artificial, între viață și moarte, între artă și viața de zi cu zi.